Ce facem cu impozitele din 2023, impozitele locale? Nu, este o decizie foarte clară care ține totuși cont de ce se întâmplă în economie. Faptul că anul viitor nu vor fi modificate impozitele. Cu alte cuvinte, nu vor fi mărite sau introduse impozite noi. Prin PNRR ne-am asumat anumite jaloane. Știți foarte bine că nu și le-a asumat în mod direct Partidul Social Democrat. Ne-am ce vă aminte când ne-am chinuit să aflăm ce scrie în PNRR și mai aflam de la comisie, de la... cu toate că eram parlamentar, accesul la informații în ceea ce privește PNR-ul era foarte limitat și în ziua de astăzi, vreau să vă spun, atât eu cât și primul ministru al României, aflăm de la ministri, mai ales de la ministrul fondurilor europene, anumite lucruri trecute în PNRR. Aici nu intru în zona de reforme. Ne-am asumat cu toții ca stat în România aceste reforme, nu discutăm că vom încerca să scoatem anumite reforme din PNRR. Este exclusare. Dar anumite abordări adaptate crizelor suprapuse din acest moment, mi se pare corect, trebuie să existe. Anul trecut a fost o modificare cu 6 luni înainte anunțată pentru 1 ianuarie cu anumite excepții pe care le scoatem din codul fiscal, nu introducerea de noi impozite. Și a fost o discuție, fiindcă mi s-a atras atenția din construcția PIB-ului, avem veniturile cele mai mici pe impozitarea locuințelor. Noi ne încadrăm până 2, maximum 2,2, funcție de anul fiscal. Media europeană fiind una de 4,6. Și aici, având chiar și organismele financiare internaționale ne-au atras atenția, vedeți că aveți o problemă în această zonă. Adevărat, eram obișnuit ca pe timpul comunismului în care toată lumea era impozitată la fel și indiferent dacă aveai în mijlocul Bucureștiului o locuință sau ai în mijlocul unui municipiu sau oraș, să ai același impozit. Atunci am venit cu modificarea că se ia grila notarială. Cu alte cuvinte, se ia valoarea. Dar tot ceva intermediar până când Ministerul de Finanțe va reuși să facă digitalizarea, în momentul acela lucrurile automat intră într-un făgaș normal, pentru că atunci ai exact prețul de cumpărare și de încadrare la primărie, fiind o interconectare între ANAF și fiecare UAT în parte. S-a venit cu o plajă mărită de până la 50%, asta nu înseamnă că se măresc impozitele cu 50%. E și o descentralizare către autoritățile locale, fiindcă și ele trebuie să... Acești bani nu vin la bugetul consolidat, acești bani vin la autoritățile locale. Și autoritățile locale astfel să-și echilibreze bugetul local, unde n-au mai fost făcute anumite măriri a impozitului, plus prin norme, o diferențiere în funcție de unde ai această locuință. Deci, pe scurt, impozitele locale se majorează cu până la 50%? Se pot majora, dar în funcție de zone și de valori. Fiindcă se venise atunci cu la a treia locuință. Puteai să ai 3 locuințe într-un sat din România și atunci ai fi plătit niște impozite astronomice. Dar acele locuințe cumulate ar fi făcut cât o garsonieră din București. Deci nu este ceva corect. Exact. Și atunci se caută totuși în funcție de venituri și de valoarea clădirii pe care o ai, să plătești impozite. Așa e corect, așa este peste tot în lume.